Start la campionatul european de aeromodele seniori, eveniment care are loc la Simeria. Competițiile de zbor liber la diverse clase de concurs se desfășoară în aceste zile. Emoțiile sunt mari pentru reprezentanții a zeci de țări care participă la concurs. Sute de aeromodele au prins viață la Simeria. Aici are loc campionatul european de seniori. Participanții se laudă cu modele care valorează între 1.500 de euro și 5.000 de euro. Echipele naționale din aproape 30 de țări s-au înscris la acest campionat european de aeromodele. Participanții au emoții mari pentru că își doresc să iasă câștigători, dar în același timp spun că pasiunea pentru acest sport le oferă multe momente frumoase. În lotul României, de mai mulți ani de zile, încă din 2019, când a fost poate cel mai mare eveniment și important pentru mine și cred că și pentru țară, dat fiind faptul că a fost primul titlu mondial. Și este momentan pentru România la această categorie. Ce ați simțit când ați obținut acel titlu? La început a fost greu de crezut, ca să fiu sincer. Apoi emoții, pentru că după ce se stabilește titlul mondial, trebuie să mergem cu modele la măsurat. Am stat acolo o oră și am avut emoții, dar tot a fost ok și au ieșit și au zis well done, champion! A fost un moment fantastic. Este un sentiment extraordinar să auzi imnul României în Statele Unite. Chiar să participați la competiția aceasta, că de obicei noi avem competiții doar în Moldova și foarte rar uneori noi am participat în Ucraina. Și da, și în România. Și dar acum noi, e deosebit pentru noi să vedem atâți participanți și să avem această experiență unică. Și am dorit, chiar dacă noi suntem acum doar doi reprezentanți, dar pe viitor sunt mai mulți doritori și noi vrem să atragem tot mai mulți oameni și fie tare fain pe viitor. Cu siguranță vă doriți titlul de campion european, dar spuneți-mi dacă este la fel de important și momentele pe care le petreceți aici? Da, cred că cel mai important e însuși participarea. Nu cred că atât de important titlul de campion, cât însuși nostalgia asta de când eu însuși ca copil mă ocupam de acest sport, începând de la 14 ani. How do you feel here in Romania? I feel very, very well, very comfortable, very nice people here, and we have a very good time here. Can you tell us about your model? Yeah, that is a. Cum vă simțiți aici în România? Mă simt foarte bine aici, foarte confortabil, sunt oameni foarte frumoși, petrecem timp minunat aici. Ce ne puteți spune despre modelul dumneavoastră? Noi îi spunem model de zbor liber, asta înseamnă că nu există radiocontroler. Dacă îl eliberezi, nu îl poți controla, se controlează singur. Credeți că veți câștiga cu acest model? Nu, e imposibil, sunt prea mulți concurenți foarte buni. Nu am prea multe șanse împotriva acestor oameni. If you are not a winner, can I try? With that model to fly? Yes, because you said you don't have chance to win with it. You will break it. If I broke it, it's not a problem. Oh, that is a problem, because they are very wealthy, worthful. Dacă tot nu credeți că veți câștiga, aș putea să încerc și eu, poate nu ar fi o problemă dacă îl stric. Este pentru că sunt foarte valoroase aceste modele, foarte scumpe, aș spune, între 2.500 și 3.000 de euro. Și nu credeți că veți câștiga cu el? Sper, dar cum am spus, trebuie să fiu realist, sunt foarte mulți concurenți buni aici. Ce credeți că este mai important, modelul sau pilotul care îl controlează? O întrebare foarte bună. Eu zic mereu că este vorba de 20% noroc, 30% modelul și 50% pilotul. 30% the model and the 50% the pilot. Organizatorii și membrii jurului sunt de părere că România este o gazdă foarte bună pentru acest campionat. You think Romania is a good place to be here? Yes, definitely. We have had. Credeți că România este un loc bun pentru acest campionat? Da, clar, am avut foarte multe competiții bune în România și aceasta este încă una. Am fost aici de multe ori pentru diferite competiții. Organizatorii concursului spun că modelele prezentate în concurs sunt de înaltă performanță. Concurenții sunt de înaltă clasă, pentru că e vorba de seniori și aparatele sunt foarte performante. Mai contează și elementul timp. Timpul este ideal pentru zborul liber. Spuneți-ne despre competiția care are loc astăzi. Este vorba de zbor liber cu cablu. Ce înseamnă mai exact? Ceea ce vedeți dumneavoastră aici,
este prima probă din campionatul european, că anterior am avut două etape de cupă mondială. Ridicarea planoarelor în aer și declanșarea lor pentru a face 7 lansări de 4 respectiv 3 minute. Pare puțin, dar de fapt e mult. Au sisteme de autocomandă electronice și toți au așa ceva, ceea ce nu se întâmpla acum cu ani în urmă. Modele de carbon, super profesionale, că de-aia sunt și prețurile astea, sunt concurenți foarte bine pregătiți. Campionatul european a adus aici participanți foarte valoroși. Concurenții au 7 starturi la dispoziție în care ei trebuie să-și ridice avionul în zbor. Avionul trebuie să zboare un timp stabilit de comisie între 240 de secunde primele două starturi și 180 de secunde următoarele 5 starturi. Dacă toți concurenții sau o parte din concurenți obțin aceste rezultate, intră în semifinală, care de regulă este făcută din două starturi, în limbaj tehnic fly-off 1 și fly-off 2. După rezultate, avem câștigătorul acestei competiții. Spuneți-ne, vă rugăm, la ce înălțime pot zbura aceste aeromodele? Aceste aeromodele, fiind un zbor liber, se bazează foarte mult, sau de regulă se bazează pe curenții de aer cald, așa că un curent de aer cald se poate ridica la câteva sute de metri, chiar vorbim de peste 1000 de metri. Organizatorii acestui campionat sunt Federația Română de Modelism, Federația Aeronautică Internațională, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, Primăria Orașului Simeria, Primăria Municipiului Brad și Palatul Copiilor Deva.